Cam fiecare an, spre sfârșitul anului, luna octombrie, avem organizată o bursă a locurilor de muncă, bursă care se adresează în principal absolvenților, dar la această bursă pot să participe toate persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. Au fost contactați un număr mare de agenți economici, au răspuns invitației noastre 41 de agenți. Avem în jur de 300 de locuri de muncă oferite. Sunt în șomaj și am venit la bursa locurilor de muncă. Astăzi am avut viza. Eu nu mi-am găsit, nu mi-aș fi găsit aici un loc de muncă, dar urmează să fac o operație și încă nu mă pot angaja. Nu am avut un job niciodată. Am depus o cerere pentru șomerie și acum am venit aici pentru o viză lunară pe care trebuie să o fac ca să păstrez șomeria. N-am niciun job pentru că aș fi vrut să mai stau un an în care să învăț ca să vin la facultatea la care doresc. Prezența este destul de bună la această oră. Sigur o să vin în jur de 300 până la 500 de persoane în căutarea unui loc de muncă.